Azi e 15, știți, nu? Știu, sunt calendar. Dați-mi mie banii. Dispari. Scoate telefon, nu ne ajunge de chirie. Ești supărat? Am nevoie de bani, urgent. Poftim. Ce faceți, mă, aici? Fumam, ce să facem? Ce dracu cauți acasă? Te rog frumos, până la 11 cu restul de bani aici, altfel afară. Te bagi, mă, într-o combinație. Ce să umie? Dai, bă! Urcă-mă la volan! Trebuie să spun ceva. E despre taică-tu. A murit. E la spital la Anina. Am venit zilea pe tata acasă. În ce sară? Că a murit. A, la bețivă? Foarte bine arată. E fresh. Băi, fii, că am o combinație. Dar mă, dă bani, că-i cu banul pe el ăsta, nu? E nepotul lui Becali, spun eu. Să trăiți. Sănătate și condolențe. Eu o dau pe față cu matale. Eu n-am bani. Poate să fie și Carlos Drinks, ai înțeles? Mie trebuie să-mi dea banii. E personajul ăla din desene animate care merge cu nori deasupra capului. Și oriunde merge el, norul ăla merge după el și... Oh, tunel, fulgere. Ăla sunt eu. Mulțumesc! Unde tata? Bă, băiatule, eu nu trebuia să fiu la pescuit? Ești confuz. Noi stăm bine în zona asta, adică avem zero morți. Acum a venit dânsul, ne-a cam stricat statistica, dar nu e nimic, bine că am putut să-l ajutăm. Salut mâna doamnelor și domnișoarelor, bun regăsit domnilor, din nou în Live Reper 24, de această dată cu un invitat din lumea celei de-a șaptea arte. Este vorba de un regizor cunoscut pe plan național, a fost supranumit regele telenovelelor. Nu a venit la noi pentru o telenovelă sau pentru o premieră în lumea telenovelelor. De această dată este o premieră cu o producție care s-a realizat chiar aici la Reșița. S-a filmat la Reșița, mai bine spus, la Reșița, la Anina, și dacă s-a mai filmat și în alte locuri, vom afla chiar de la invitatul nostru, regizorul Iura Luncașu. Mă bucur din suflet că ați acceptat invitația și v-ați făcut timp. Știu că aveți un program extrem, extrem de încărcat în această perioadă și în aceste zile în care ați venit la Reșița. Mă bucur mult eu pentru invitație. Mie îmi place să vorbesc despre lucruri, îmi place să vorbesc despre Reșița, tot ce se cheamă Reșița, despre oamenii de aici și oricând accept orice fel de invitație. De unde ghinionistul filmat la Reșița? De unde această inspirație, să spun așa? Păi, noi munceam de ceva vreme la acest film, la Ghinionistul. Îl dădusem la o parte, eu am avut o experiență anterioară. Eu sunt de puțin timp, după cum bine știți, sau mă rog, așa dacă, în zona independentă, pentru că vreau să fac film. De-aia m-am oprit un pic din seriale, că îmi consumă foarte mult timp. Așa, și începusem să scriem cu Salex Iatma, cu Radu Gabriel, care și joacă în film. Am făcut un nucleu, așa, și am început să scriem tot felul de scenarii. Și bineînțeles că primul am făcut un experiment, bine că l-am făcut așa, o poveste foarte simplă, filmat undeva în munți. Cu ocazia acelei filme, Tudo s-a chemat, a fost și la Reșița, a mers bine la Reșița aici și... A spus de ce n-ar fi Reșița, dacă tot... Nu, povestea este așa și... Făcând Tudo am înțeles, domnule, nu e vreme în momentul de față pe piața asta independentă de thrillere, de nu știu cum, sau în niciun caz thrillere românești, încă nu avem resursa, nu știu. Și am zis, hai să mergem pe ce știm cel mai bine. Și am decis să fac... Deci dramele nu prind la ora asta în România. Nu, dramele în România merg mai greu pentru că poporul este așa cum este. Trăiește el o dramă în sine. Trăiește el o dramă în sine și atunci este bine să-i dai o comedie, dar când vorbim de film românesc, cel mai sigur te duci către public, te apropii de el cu o comedie, pentru că publicul s-a învățat cu filmul, cu comedia românească și știe că acolo râde. Și suntem destul de mulți cei care am convins în sensul ăsta că simt să facem comedie. Eram cu o altă comedie, tot la Reșița, într-o caravană, surprins, chiar surprins de faptul că să și deschid cinematografe, da?
nu numai auzim că s-a închis, nu știu, Papaiani, că s-a închis ăla, că s-a închis ăla, nu știu. Când am aflat că e o rețea întreagă de cinematografe aici ale Marcomului, și zic, domnule, zic, vreau să mulțumesc cuiva, cui trebuie să mulțumesc pentru toate chestia asta? Am înțeles, oamenii de la Marcom, dar mai departe, au avut un sprijin local, da, cu domnul primar. M-am dat direct la domnul primar și zic, felicitări din suflet, s-a uitat, teraneanul s-a uitat la mine, zice, pentru ce mă felicitezi? Zic, mă felicitați, când ne domneam la vremea respectivă, zic, pentru ce mă felicitezi? Zic, asta e o treabă extraordinară. Zic, eu mi-am văzut comedia în cinematografă din Reșița și vă spun mult mai bine decât în cinematografe mari. Aveți un cinematograf extraordinar și ați reușit și o performanță. Și el, destul de onest așa și hotărât cum e, spune, nu am făcut eu treaba asta, a deschis-o primarul din internet. Și eu zic, ok, oricum felicitări că vă preocupați, că veniți la premiere, veniți la filme, știu, și nu durează mult. Eu am tot spus povestea asta, dar cu riscul de a mă repeta, vreau să o spun, pentru că este extrem de importantă, că, practic, într-un fel sau altul, convingerea lui Nelu a declanșat toată această nebunie. Da, geneza ghinionistului, pe la urmă. M-am zis cu spatele, am plecat de acolo, m-am și simțit cumva stânjenit, așa că m-am spus Nelan din ăla de a felicita un om sincer pentru tot ce a făcut și făcusem un compliment gratuit, încă nu mă simțeam cumva ciudățel așa. Și nu după mult timp, Nelu era înconjurat de câțiva, probabil consilier de-ai lui, eu nu știu, nu mi-aduc aminte cu cine era la vremea aceea. Ca orice primar care are echipă de a jurului. Și spunea, eu vreau ca în acest oraș, dar să vină 30.000 de reșițeni la film. Și vorbesc foarte serios, pentru prima dată, eu nefiind străin de omul politic în general, că eu n-am făcut numai filme. Eu, înainte să intru în zona de seriale și așa, am făcut vreo 4 ani, am făcut anchete dure de astea, m-am băgat în toate mafiile pământului, am făcut urățenii din astea și până când m-am plictisit, nu m-am plictisit, n-am dat seama că e mult prea nevoioasă și oarecum ideea asta de om politic pe mine mă deranja așa. Și acum când aud un primar care realmente e un om politic spunând că el, una din preocupările lui este să aducă oameni la cinematograf, este foarte interesant. Înseamnă că avem de-a face, zic, cu un primar de generație nouă. O premieră, deci l-a sunat după așa. După aia, exact, altfel n-am. Știm ce preocupări au unii și alții. O asfaltare, o treabă, dacă mai rămâne ceva pe lângă, exact. Eu fiind în zona independentă, mie e foarte complicat, fără, eu știu, CNC-uri și alte chestii, zic, hai că facem un lucru interesant. Dacă asta este voința dânsului, zic, eu pot să vin cu o chestie și să ajutăm să filmăm chiar aici. Pentru că cum poți să convingi un om mai bine să vină în sala ta de cinematograf decât făcând un film aici? Și aducând, evident, oamenii pe care îi distribuisem deja, știam de Visul, acceptase, îi plăcuse scenariul, de Radu Gabriel, de nume, sonore și toate vedetele, Rubi Dorian, Virgil Ianțu și Codin Maticiuc, foarte, foarte mulți implicați în proiectul ăsta. Și am zis, apropo, uite, am vrut să întreb, dar Rubi mai jucase în alt film sau efectiv? Nu, asta a fost primul. A fost și primul. Cum ați simțit-o ca actriță? A acoperit întregul plan artistic? Eu de-a lungul carierei am lucrat cu foarte mulți amatori, să le spunem, sau cu foarte mulți cântăreți, sau cu multe vedete care n-au avut. Nicoleta Luciu. Și întotdeauna am apreciat ceva la ei. Dorința de a face lucruri. Pentru mine, de multe ori, dorința de a face ceva este mai importantă și decât talentul. Dacă omul își dorește, evident că el are ceva, el va munci. Și atunci mie mi-e foarte simplu să preiau această energie și să o duc acolo unde trebuie. Și nu fac griji că nu o să fie bine. Și ne-am propus și niște partituri, nu i-am solicitat, că știam că au un program absolut încărcat. Ne-am propus câte o zi de filmare, dar să facă roluri, adică să nu fie genul de vedetă, vii, știi, eu mă folosesc de numele tău, cam cum se practică. Folosim în promovarea unui film. Nu, domnule, da, facem și chestia asta, pentru că trăim într-o eră, cum să spun eu, să vindem, că altfel rămânem cu ele în casă. Nu mai avem subvenții ca pe vremea comunismului, când, cum să... Nu deci conta. Totul trebuie marketat cu mare atenție. Trebuie marketat, că trebuie să avem un pic grijă. Noi totuși de 30 de ani de zile suntem într-un sistem capitalist și noi încă avem, cum să spun eu, approach-uri astea, că nu găsesc un termen potrivit acum, nu că am uitat română, dar mi-a venit așa. Cutume. Tot avem așteptări că cineva trebuie să ne dea. Nu ne mai dă nimeni. Resursele sunt din ce în ce mai mici și atunci trebuie să găsim soluții de, cum să spun eu, de a împăca capra, varza, soluțiile sunt la noi și trebuie să facem lucruri, noi trebuie să ne mișcăm. Deci sunteți un om pragmatic până la urmă. Sunt și pragmatic, dar totodată mă pot numi și un nebun așa, pentru că eu cred că omul și energia pe care o are în interior poate, omul acesta poate să schimbe lucrurile. Noi nu trebuie să stăm să așteptăm, că nu va veni nimeni. Și atunci eu am zis, în ultima perioadă cel puțin, am zis, oameni care îl au pe nu în vocabular, trebuie să mă feresc de ei, nu că am ceva împotriva lor. Ferească Dumnezeu. Și atunci mă duc la cei oameni care vor să schimbe ceva, vor lucruri,
vor să se întâmple lucruri. Și mă întorc la Nelu, repet, l-am simțit în clipa aia că omul ăsta chiar vrea să facă ceva și mie mi-a fost clar, nici măcar n-am așteptat un răspuns, că la cum mi-au lucit ochii el venind din zona de business, am înțeles ce potențial uriaș poate să nască o astfel de chestie. După aia, în fine, am început să vedem cum facem, când facem. Pentru mine era ideal, eu când am văzut locațiile de aici, am avut foarte multe surprize. Am zis, chiar e bine că vin aici, pentru că chiar pot ajuta. Pentru că... Ce v-a surprins? Pitorescu? Ce v-a fascinat? Hai să zic un exemplu, Văliu, da? Soția mea, la un moment dat, pentru că eu lucrând pe brânge, așa... Ați auzit și pe soția la rest acum? Încă nu, n-am apucat. Dar înainte a fost un fapt care, o să vorbim despre multe întâmplări care s-au succedat și care au avut loc în legătură cu acest proiect, întâmplări de la Dumnezeu, cum îmi place mie să spun, pentru că eu funcționez intuitiv de cele mai multe ori. Soția mea era pregăteam o vacanță și îmi zice, dom'le, uite, hai să plecăm și în țară, că tot am greci, da, am tot polindat. Tot Seychelles, tot auzim de locații. Și copiii mici, zic, hai, cărăm acum cu avionul, cu bagajul, vreau undeva în țară, uite ce locuri frumoase, și mi-arată un loc. M-am uitat acolo, zic, mamă, arată senzațional, zic, mamă, frumoasă, zic, mai e rezervă. Și când se intereserevezi, zic, păi nu, e ocupat de nu știu câte vreme. A, da, la noi, zic, se întâmplă lucrurile astea. Și în fine, când m-am întâlnit a doua oară cu Nelu, zic, ne-am dus că el avea treabă la ponton acolo, să discutăm. Și când am văzut pontonul, zic, bă, dar eu locul ăsta l-am văzut și mi-am adus aminte. În capul meu, pontonul era în Bistrița pe undeva. Și am zis, domnule, nu puteam să-l leg de Reșița, sub nicio formă. Și am zis, domnule, este aici putem să umblăm. Și când am refăcut schița scenariului și când am împărțit locațiile, eu oferindu-mă să mai văd mahalale triste, oameni dărâmați, vreau povești pozitive, oameni care cred în idealuri, adică cred în nou român care ușor, ușor învață să se ducă mai departe. Într-o schimbare de mentalitate. Să se scuture, da, am fost aruncați, împiedicați, ne scuturăm frumos și vedem ce putem să facem, domnule. Dacă nu putea, nu putea, dar măcar am încercat ceva, ne-am dus cumva mai departe. Și s-au legat lucrurile foarte firesc, așa am ajuns să facem acest proiect, așa l-am adus aici. Ați avut tot sprijinul din partea autorităților locale? Sigur, sigur că da. Păi pentru noi, numai simplu fapt că am avut locațiile la îndemână, am putut să filmăm, pentru noi au fost niște saving-uri uriașe și am găsit locații, asta este, pentru că până când o să ajung eu personal, Iura Lunca, și nu răspund de ceilalți, să fac filmele alea pe bugete foarte mari, o să mai treacă multă apă pe gârlă și... Așa, când auziți de bugetele astea hollywoodiene, încerc să păcălesc lucrurile, în ce sens să păcălesc? Nu mai bag bani și scenografie, mă duc și caut până nebunesc, de unul singur, că asta nu te costă mari resurse, și când ai găsit locația pe care ți-o visai, o te duci și o filmezi. Și oamenii au fost foarte deschiși, ne-au lăsat să filmăm și la Anina, și la Gârna, și peste tot. Au fost, na, și nu ne-au cerut, că asta ne-ar fi cocoșat dacă era pe bani și așa, băi, asta erau niște investiții. Dacă era vorba de situații de genul nu filmați cadrul ăsta, că nu ne-ar avantaja sau nu vi s-a cerut. Nu s-a pus problema sub nicio formă. Oamenii, na, ei au înțeles cu cine joacă, păi numai când am spus ce distribuție avem aici, oamenii au zis, domnule, voi știți mai bine ca noi, că nu mai, n-am trăit, nu, noi am făcut. Când i-a spus lui Gheorghe Visu, de exemplu, marele actor, că o să filmați la Reșița, ce el s-a bucurat pentru că el a mai filmat ceva aici. Pe vremuri. Da, Mireasa din tren s-a pus să chema filmul, și el când a auzit de Reșița a venit chiar cu mare bucurie. S-au legat lucrurile. Așa. Și pentru ceilalți actori din distribuție, pentru echipa dumneavoastră, ce a însemnat întâlnirea cu Reșița? Toți oamenii pe care i-am luat în proiect, ei au avut în primul rând încredere în mine și după asta au văzut scenariul și au zis, oricând venim, facem. Reșița ca Reșița, Văliugu ca Văliugu. Anina ce a însemnat? Ați apucat multe zile la Anina să filmați? Nu, am filmat o singură zi acolo. La un moment dat... L-ați întâlnit și acolo cu edilul de la Anina? Sau nu, 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 nu. Acolo ne-am dus, am vorbit cu oamenii. Nu. N-ați apucat Cascada Bigger sau alte locuri? Știți că mai sunt locuri. Asta am fost noi și le-am văzut. Sunt foarte multe locuri în zona asta. Aici am fost și până la Oraviță am vorbit. Adrian Păunescu, mă rog, cred că vă spune numele ceva. Când a fost ultima dată, în 2008, spunea aici, domnule, asta e mica Elveția României pe care o avem aici. Eu am scos altă sintagmă după ce am plecat de aici, eram chiar fascinat. Și am zis, domnule, țara asta nu se mai termină. Când aveam senzația că le-am văzut pe toate, că nu poate să mai existe locuri frumoase, iată cum vin și plec vorbind singur. Deci avem totuși o țară frumoasă, una peste alta. Este foarte frumoasă. Și dacă o să, cum să spunem, o să devenim un tip... Pentru tot omul și mie mi-a fost foarte greu, că am avut perioade cu filmul, la un moment, cine m-a pus, Doamne, azi, dar
Nu, ajungi în faza în care omul vine, vede, se bucură și atunci nu mi-am venit atunci ce-i fost. Dacă la un moment mă și întrebam, bă, cine-i ghinionistul, personajul principal sau chiar eu, că nu pot dormi noaptea sunt, și mă arunc în vâlvătaie. Sunt momente și în viața unui regizor în care îi se pare că va claca la un moment dat, vede zidul în față. Eu nu pot avea în interiorul meu și toate bastoanele astea false, cum îmi place mie să le spun, eu le elimin întotdeauna. Nu, eu zic că pot, eu trebuie, vreau un ținte mari, chiar mult peste posibilitățile mele de cele mai multe ori și probabil că în interacțiunea cu oamenii asta îi face să capete încredere în mine și uite așa se întâmplă lucrurile, pentru că întotdeauna cu care vorbești el va simți că tu chiar nu glumești, adică tu intențiile tale sunt unele care n-au de face cu... Da, noi trebuie să spunem celor care ne privesc că dacă n-ar fi existat Iura Luncașu, n-am fi avut, de exemplu, aceste seriale, Numai Iubirea, Lacrimi de Iubire, State de România, cine n-a râs măcar la o scenă din State de România, din cei care s-au uitat la Pro TV. Deci ați făcut niște lucruri formidabile. Nu degeaba vi se spune regele telenovelelor, deși cred că lucrul ăsta nici nu vă ajută, nici nu vă ridică pe un piedestal. Eu în principiu am înțeles de mult demersul unui artist, dar artistul trebuie să distrugă cutumele. Iar pentru mine titulatura asta de telenovelă nu a fost o piedică, vai, o să fac telenovele, o să râdă. Nu, o să râdă nimeni, domnule. Eu zic că e un gen și genul ăsta, dacă este făcut cum trebuie, poate să numească cum vrem noi. Da, mă uit la tânăr și neliniștit care rezistă pe piață de vreo 3 decenii acolo și americanii sunt... Evident că la vremea respectivă, așa, când mi s-a propus, a zis, domnule, de mâine faci telenovele, eu venim din teatru, venim din Ibsen, venim din Bulgakov, când faci telenovele, m-am simțit aproape jignit așa. Da, e ca și cum cineva vă aruncă din zona de rock în manele, cumva, da, e o percepție. După asta am zis, stai un pic să vedem și am ajuns repede, chiar m-am și uitat la... Dacă vreți să fac o mică paranteză la o secvență de film, pur și simplu, eram cu Papadopol, cu Alexandru, cu Papi, actorul, și se știa că el va juca rolul principal sau unul din rolul principal și o voi regiza, că cam așa se discuta acolo. Încă restul din și Bartos, și Pavel Bartos avea un rol singur. Toată povestea că noi veneam din căsătorie de probă, era un sitcom. Pavel Bartos, care e căsătorit da. Cu o soție fată de aici, de pe Valea Almajului. Așa este. Și... L-am întrebat pe Papi, zic, bă, Papi, ce Dumnezeu facem? Adică chiar ne ducem să facem telenovele? Papi, chiar ne prostituăm, Papi? Papi se uită la mine și zice, Iura, ce zici tu, aia facem? Eu am încredere în tine, dacă tu îmi spui să o facem, o facem. Dacă nu, dă-o, Doamne, iartă-mă, nu mai facem nicio telenovele nimic. Și ce succes a... Și am stat, m-am dus la directoarea postului de atunci, care după aia a devenit producătorul general al tuturor producțiilor, Ruxandra Ion. Trebuie să Ruxandra, dă-mi și mie, te rog frumos, două telenovele care rup România în patru bucăți, sau lumea, sau cine vrei tu. S-a bucurat așa că pentru ea era un semn că accept cumva, că eu n-am dat un răspuns în ele. Stăteam pe Avrig la vremea respectivă, într-un aparat în două camere, tânăr, eram totul, casa, vraiește, nu știu cum, zic, Papi, da, ai un video acasă, că era vremea pe HS-ul, nu știu, du-te și adu-te. Ala, fără să comentez, eu nu dădeam explicații, în general nu dau explicații, când sunt în proces, în fibrilația aia creație, așa. Da. Bine, Papi cu video fără să comenteze. Noi în perioada era mergeam des la mare, mergeam în weekend-uri special și cam bowling pe la Mamaia, nu știu pe unde, cu Dragoș Bucur, cu mai mulți, era o gașcă mai mare. Și trebuia să ne întâlnim într-o cafenea undeva, o chestie de genul ăsta. Și Papi a venit cu așa, am pus prima casetă, clona, o telenovelă, mă uitam, zic, bă, ce-am bine făcută, mă uitam așa, făcută de brazilian. Zic, uite că e alt nivel, nu știu, după aia am văzut una mexicană și am înțeles, scenariile erau impecabile acolo. Cu mici excese de astea, că tu ești vărul meu, de clișeile, desele, care clasice, nu ajută oricum povestea din punctul meu de vedere. Așa, dar jucate slăbuți, adică de amator, și asta făcea diferența. Și am zis, domnule, se vede că oamenii ăștia își trimit oamenii să învețe scenaristică la Hollywood și când se întorcai scriu povești, dacă se vedea cu structură, tot, poveștile stăteau în picioare. De-aia poveștile prindeau, pentru că omul se lega de poveste, nu de cum trecea la un moment dat peste convenția că actorul joacă slab sau plânge cu noi și nu plânge cu celălalt, mă rog, diverse chestii. Și mă întorc și fac o paranteză, sună Bucur la un moment dat, Dragoș, zice, alo, și Papi vorbea așa, da, dar îl auzeam că era dat de difuzoritate. Eu stăteam și mă uitam concentrat de acolo să înțeleg de ce rupe, de ce e fenomenul. Și el zice, unde sunteți, mă? E la Iura în dormitor. Și el se uită, zice, a făcut o pauză lungă, te-l zice, unde? Zice, la Iura în dormitor. Păi și ce faceți? Zice, ne uităm la telenovele. N-am mai vorbit Bucur vreo 5 minute. Și după aia am înțeles,
M-am dus la vremea respectivă către conducerea ProTV-ului, către domnul Sârbu, către așa, și am spus... E, direct cu Sârbu în dialog. Da, 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 da. Și am spus, o fac, zic numai că eu o să mă duc tot cu Stanislavski în brațe, adică actoria va fi pură, actorii mei trebuie să fie actori de bază. Așa, mi-a plăcut întotdeauna Sârbu, pentru că vizionar, că, na, el, să nu uităm, de-aia a creat ProTV-ul și s-au spus datorită lui. Și el, cum a vizionat și îi plăceau oamenii care călcau apăsat asfaltul, a zis, domnule, îți dau dreptate, îmi place să schimbăm mentalitatea, dar te rog frumos, fă-o dreptate. Că na, speriem publicul, dacă eu le spun că le dau telenovelă și tu îi dai domnișoara Anastasia, s-ar putea să nu ne iasă. Și zic, da, sunt perfect de acord, am acceptat asta. Și într-adevăr, de la proiect la proiect, produsele au crescut în calitate și la un moment am ajuns să facem niște lucruri. Mi-aduc aminte la Inima de Țigan, la Regina, pardon, am primit un telefon sau un mail, nu mi-aduc aminte, mi s-a părut ireal să-ți ceară cineva, îmi spune, vă rog frumos, faceți cumva să scadeți ratingul pentru că nu mai avem, nu mai investește lumea publicitate. Atât de mare era audiența încât nu-și mai permiteau foarte mult publicitate în tine. Și un alt, mai fac o paranteză, am primit, aia m-a mai... Asta era concurența de la alte televiziuni sau... Nu. Oamenii erau foarte scumpă publicitatea în interiorul produsului și atunci trebuia să fie cumva mai jos. Nu-și mai permitea nimeni publicitate, da, să cumpere spații... Și, drept care, vedeau oamenii fără publicitate produsul, pentru că era mult prea scump. Da. Și o altă chestie, la Inima de Țigan s-a întâmplat, pe sfârșit de Inima de Țigan, am primit o scrisoare cu antet de la IGP, unde scria, domnilor, vă mulțumim din suflet, pentru că în program, în tronsonul orar 8:30-10:30 a scăzut infracțiunea la nivel de țară cu 25%, mi s-a părut. Da, interesant. Da. Ce-ar fi să ne vorbiți un pic și de partea de videoclipuri? Că am zis că vorbim puțin, aveți o realizare extraordinară, pentru noi vorbesc de această dată, pentru Reșițeni, pentru trupa Cristi Acab and the Road Band. Ați făcut un videoclip, este primul lor videoclip, este o trupă apreciată aici în Banat. Totuși ați mers și ați ajutat. Ați făcut-o pe mulți bani, că mulți întreabă, domne, la... Nu, noi ne-am ajutat reciproc. Cristi, când am venit eu aici, m-a ajutat enorm. Personajul meu principal este chitarist. Și atunci eu am întrebat, recomandați-mi un chitarist foarte bun? Mi-a fost recomandat Cristi, m-am și întâlnit cu el, mi-a plăcut din prima. Este un om de care, da, n-ai cum te lipești din prima. Te lipești de el, este... fascinant omul, așa. Am schimbat și m-a frapat așa că n-a pus niciodată problema de bani, n-a pus, da, cum facem, dacă facem. N-a zis, da, peste tot, a venit, a stat după noi, nopțile, fără să întrebe odată nimic, fără să... Deci, doamne, eu când văd oameni ca cum e Cristi, așa, și când vin cu energia asta și oameni care își doresc să facă, îți dai seama, rămân undeva și... Iarăși, apropo de că... Când știți că la București totul se învârte pe sume cu multe zerouri. Oriunde găsești oameni, oriunde găsești... Un fel de oameni. Un fel de oameni. Aici, nu știu, m-am întâlnit, probabil că fiind și nou sau nu știu, dar în orice caz, na, oricât de nou ar fi, simți oamenii care trag cu tine și vin cu tot sufletul. Dar Cristi, eu, nu știu, în mod deosebit așa m-a fascinat de la început. Zis, bă, când m-am întors să fac videoclipul lui Dorian Coloana sau lor, am zis, bă, nu pot să-l filmez pe Dorian prin București dacă acțiunea filmului se petrece la Reșița. Zic, mă duc acolo, nu mă interesează cum o fi, cum o fi, mergem într-o zi, filmăm pe Dorian, ne întoarcem. Când am, așa, mai pregăteam vreo două videoclipuri să le aduc tot la Reșița, unul cu Nicol Șeric și unul cu Smiley, până la urmă nu s-a putut să vin cu ele aici, dar avem suficient timp, ca acum știu cum se ajunge la Reșița, o să vreau să mă întorc de fiecare dată. Dar va fi greu, că dacă le aduceți pe Smiley, trebuie să vă luați și forțele de ordine, că băiatul ăsta are succes mare la... Știe să gestioneze Smiley, e... profesionist. Le facem, e profesionist. Și când am ajuns la Reșița pentru prospecții, veneam de la Cluj, plecam spre București, m-am oprit repede să fac niște prospecții, să mai schimb două vorbe, să văd dacă am nevoie de aprobări, n-am nevoie pentru ce aveam de făcut, sau locații, să vorbesc cu Laurențiu Crestici, care... Laurențiu ne-a ajutat aici, este un băiat. Da, Laurențiu Crestici, Laurențiu... directorul de la cinematograful Dacia. Incredibil ce a putut să facă omul ăsta pentru noi. O treabă deosebită. Este un om deosebit. Așa, inițial ziceam că îl fur la București, am zis, nu, dar nu mai bine mă fur eu la Reșița, da. Că mie îmi place. Da, îi mulțumim lui Laurențiu că vă avem și aici în studio. Și Cristi postează fix în ziua în care eram în Reșița, un post zice, Iura, Luncașu și Cristi, ia că au făcut un an de prietenie pe Facebook. Și răspund imediat, zic, Cristi, zic, sunt la roghe. Și zice, vin imediat.
Ne-am întâlnit acolo, ce faci? Zic, uite, o să mă întorc peste două zile, fac un clip pentru Dorian, nu știu cum. Zice, băi, eu am o piesă, o ascult, sau mi se pare că și-o auzisem la Radio România Reșița cumva. Și Îngerii Plâng, sau da. Și am văzut-o Îngerii Plâng, nu știu cum, plăcut, să-mi zice, ceva, aș face un clip, nu știu cum, și a început să-mi povestească cam ce ar vrea să facă, m-am uitat așa. M-am gândit cum să fac, na, eu sunt într-o perioadă de, cum să spun, când eram pe final de film și când toate cu ultimele montaje, sunt doar trei și totul zic, unde, cum facem, bine, nu știu cum, zic, pentru fiecare orice, în genunchi trebuie făcut, trebuie ajutați oamenii ăștia, dar să nu facem o chestie fără buget, să nu arate, să facem o treabă. Și mi-am dat o idee, am povestit-o, i-a plăcut pe loc și am zis, gata, o filmăm. Și asta s-a întâmplat. Da, eu eram la Balul Speranței, că le prezentam acolo un eveniment la doamnele de la Lions Club și mă întâlnesc cu Chris, zice, vine Iura numai că vrea să filmăm noaptea, zice, undeva noaptea târziu, dar zice, nu știu ce o să face, că noi avem cântare până la o anumită oră. Dar el nu și-a dat seama că, de fapt, Iura Luncașu îi vrea obosiți la chip. Da. Obosiți și numai vreau liniștea aia nopții, pacea aia apăsătoare așa. Da, videoclipul arată într-un mare fel. Noi de altfel l-am și prezentat pentru public și eu sper să aibă succesul de care eu zic că îl merită până la urmă. Oricum e un pas important pentru Cristi. Cred că trebuia să aibă cumva îndemnul ăsta de a face mai de mult să intre în hora asta, pentru că așa o dezvolți, treptate, nu poți. Da, și până la urmă nu poți să rămâi doar în această zonă. Zice că dacă nu te duci și nu apari la București în emisiunile celebre de rating, că nu prea există. Astăzi, cu puterea Facebook-ului, ușor se mai pot. Da, într-adevăr, asta se fac treptat cu niciunul, chiar și mergând pe la televizor. Și pe când Dorian n-a mai avut nevoie de nicio lansare, de nicio marketare, i-ați dat drumul și... A muncit Dorian, s-a născut și el foarte... Dorian a muncit mult până să ajungă la nivelul ăsta. Deci el a venit puștan, păi când l-am cunoscut eu la Pariu cu Viața, el era cumva de nicăieri. Dar ca toți cei din Lala Band, când am făcut Pariul ăla cu Viața, erau oameni care cântau de mici, mulți dintre ei știau, deja erau obișnuiți cu concurența, cu competiția. Pe mine m-au fascinat, m-au luat din prima așa și am zis, domnule, trebuie făcut că sunt talentați, cântă, live. Dar ei au muncit foarte mult până când au ajuns acolo, adică au transpirat mult. Aveți așa modele regizorale? Vă place Tarantino? Vă place Scorsese? Vă place? Unde v-ați plasa în zona marilor regizori? Aveți de undeva o influență? Fellini? Nu știu, aveți? Nu, eu funcționez cu interiorul meu, cu intuițiile mele, îmi plac poveștile mele. Dar vă uitați la filme, nu? Mă uit, dar nu sunt vreun mare fan, adică nu sunt... Când am timp mă așez, mă uit la un film, dar când sunt de regulă deconectat de ceva ce e al meu. Adică vă place originalitatea în creație. Am această ambiție, evident că de multe ori ce fac eu seamănă cu ce au mai făcut alții, dar important pentru creierul meu este că am conștiința că eu am gândit chestia asta. Chiar dacă au venit americanii și au făcut treaba asta cu 20 de ani înainte, nu mă interesează. În afara granițelor Reșiței și Caraș-Severinului, Ghinionistul, vedeți o producție care va avea succes și la nivel național? Prima mea, cum să spun, eu la un moment dat am în producția asta care a fost destul de mare până la urmă. Ea a pornit ca o producție micuță, independentă, hai că o facem noi, nu neapărat pe genunchi, pentru că eu nu înțeleg. Adică le facem, să zicem că le facem la un moment pe genunchi, dar n-a fost cazul neapărat aici, dar trebuie făcută în așa fel încât să nu pară. Pentru că omul vine și noi îl acuzăm, zice, doamne, nu vii la film românesc. Păi da, dar și tu când te duci să-ți cumperi mașină, dacă nu e bună, nu cumperi mașină românească. Adică trebuie să-l oferim ceva bun ca să vină la filmul românesc, nu să profităm sentimental de hai vino și vezi orice, numai că pentru simplu fapt că trebuie să crească filmul românesc. Nu, hai să vedem. Dacă ne uităm la anumite scene din Pisica Albă, Pisica Neagră, ele par, ce domne, nu e cu un buget prea mare realizat. Dar eu zic că Cușturița a făcut acolo, o dovadă de forță financiară. Bani foarte mult. Da, în underground-ul lui Cușturiță sau depinde. Underground-ul, Pisica Albă, Pisica Neagră, da. Și nu, acolo sunt niște investiții. Sunteți un soi de Cușturiță al României la ora actuală. Că văd că vă ghidați așa pe zona comediei până la urmă. E ceea ce gustă publicul. Comedia mi-a plăcut întotdeauna pentru că eu de felul meu, cum să spun eu, nu neapărat că nu apreciez dramele, ba le apreciez și am răbdare de multe ori pentru drame, dar comedia, nu știu, mă provoacă mai mult, îmi place mai mult. O să vedem și o dramă solicită la un moment dat. Sau asta să ține de odată cu înaintarea în vârsta lui Iura Luncașu. Ca să nu mai spun că la mine toate dramele conțin elemente de comedie și toate comediile conțin elemente de dramă, pentru că mie, de fapt, îmi place să spun povești. Iar în viață,
pe traseul unui personaj nu există momente doar comice sau momente. Eu fug de sitcomul spre mine, nu-mi plac sitcomul. E o hăhăială totală acolo. Da, genul ăsta de abordare s-a simțit și la telenovelele pe care le-ați făcut. Adică era și dramă, erau și momente de încordare la care nu știi ce se întâmplă cu personajele. Pentru că asta le spune, personajele, nu te ținem numai cu dramă. Noi facem 200 de episoade, odată că nu este firesc, nu te crede nimeni. Pe noi ne interesează povestea. Iar în paralel venem, zic, domnule, dacă ar fi numai dramă, o să fim ca la mormântarea lui Kim Jong-un și așa mai departe. Adică toți plângem, toți ochii, nu te crede nimeni. Și ca să poți aprecia momentele de dramă și să transmit într-un fel sau altul momentele acelea de dramă ceva, trebuie să râzi la un moment dat. Adică trebuie să oscilezi, că asta ni se întâmplă nouă în viață. Acum suntem nervoși, furibunzi, avem senzația, ne scuturăm și vezi unul care trece pe stradă, face râzi și trece. Asta este firescul. Și mie întotdeauna mi-a plăcut cumva, indiferent ce gen de film aș aborda sau de teatru sau orice, nu contează, să mă raportez ca la un fapt rupt din viața cuiva sau nu pur și simplu e comedie și acum ne hăhăim în continuu, nu înțeleg. Contează foarte mult și modul în care este promovată o producție, adică poți să realizezi o producție esențial, extraordinară, dar să ai o promovare proastă și să se ducă tot în cap. Da, în zilele noastre marketingul și PR-ul nu este o fiță a Occidentului, trebuie să învățăm să ne și vindem, pentru că e ca la piață. Na, te duci la piață, sunt toate merele par la fel și totuși te duci la o tarabă și alegi mărul respectiv. De ce? Pentru că ai încredere în persoana respectivă, pentru că sunt mai curate, pentru că sunt aranjate într-un fel și te duci la alea că sunt curate, nu te duci la alea care sunt aruncate, nu știu, cum stau cu paie pe ele. Am văzut și situații la care trailerul era de excepție, ziceai, domne, trebuie să mă duc la filmul ăsta, dacă îl ratez pe ăsta sunt cel mai imbecil om care merge la cinema. Și produsul să nu fie nu fie neapărat ce trebuie. Da, pentru că mai ales în Occident, și acum și la noi au apărut oameni care, spre exemplu, omul care a făcut trailerul și afișul, lucrează și în LA. Trailerul de la ghinionistul e realizat într-un și atunci au avut această școală, una e una, alta e alta. Nu te bagi, nu să. Eu mi-am făcut filmul, îmi văd de treabă. Sunt alți oameni care știu să-l scoată în față, să-l eticheteze, să-l promoveze și așa mai departe. Dar vă dați acordul și pe acest mini videoclip, acest trailer? În principiu le spun cam ce m-ar interesa. Dar pe de altă parte, expertiza tot la ei rămâne. Și eu nu sunt genul ăla de om care vrea să... Nu mă pricep la tot. Eu mă pricep la un singur lucru foarte bine. În rest îmi spun o părere, o doleanță. Și cam asta, în rest vin oamenii profesioniști care au expertiza necesară și fac acest lucru posibil. Și întotdeauna îmi place sau îmi aleg oamenii care, cum să spun, eu vreau ceva și vin peste mine, pentru că iau ceva știință în plus. Cum e pe zona de muzică, pe zona de montaj, pe orice. Eu vreau un stil de montaj și vine omul cu o soluție și mamă, cât de bine arată la tine. Au fost și actori care i-ați luat, dintr-o zonă în care dumneavoastră îi considerați mari artiști și v-au dezamăgit pe parcurs? Au fost și situații de genul ăsta? Fără să nominalizăm în mod special. Nu nominalizăm, a fost un singur caz am avut, a fost o excepție, da? Și acum pare rău, eu regret, pentru că era un actor foarte, foarte bun, a fost realmente scăpat. Sunt cazuri când omul nu știe să gestioneze succesul deloc. Și atunci ușor, ușor deraiezi, nu știu. Da, deci ați avut... Dar de atunci chiar a venit bine, așa, mi-a servit mie ca un exemplu și atunci am avut grijă să le spun oamenilor care sunt pericole și așa mai departe, mai ales începătorii. Ca succesul să nu te îmbete sau să nu... Asta a fost exemplu, de când simți că ai ajuns la nivelul ăla în care sunt, zici de aici sunt efecte încolo, secundare de gestionare a... Sigur că da. Păi dacă te duci într-un mall și vezi 70.000 de oameni care aclamă toți și spun numele, da, încep să crezi că ai ceva divin, nu? Că aparții unei alte... Știți cum e, 70.000, un stadion întreg îți pune... Asta unde s-a întâmplat? Sau unde s-a... Eram într-o caravană, am fost într-o caravană la Iași, în toată țara și au fost niște chestii de... Eram uluit, nu înțelegeam, zic că s-au confundat ceva. Ăștia au crezut că a venit Michael Jackson sau ceva, nu înțelegeam totul, zic ok, bun. Deci ați văzut toate fațetele succesului, nu? Da, ați văzut. Cum ați spus, ce înseamnă și munca de jos începută, pe genunchi, cum spuneți dumneavoastră, fără un buget amețitor. Și ați văzut și zecile de mii de oameni care aclamau actorii. Asta iar e o situație, practic, până la urmă, regizorul îi face foarte mare, dacă e până acolo, nu? Regizorul face un actor să fie... Evident că regizorul... Și pe stradă va fi recunoscut actorul până la urmă. Păi, mi-am asumat această chestie. Întâmplător sau nu, la un moment dat eu am ajuns așa mai cunoscut. De ce? Pentru că la un moment dat eu n-am vrut. Zic, băi, din clipa în care am ales să fac regie, zic, eu stau în spatele camerei, zic, nu,
Stau să mă îmbrac frumos, că mă duc să-mi iau o lopățică de la Horma, că îmi pun pantalonii de training și mă duc. Din când mă aranjez, când fac poze pe acolo. Doar că, fără să-mi dau eu seama, eu eram foarte prins cu filmările, cu programul ăla drăcesc, așa, de filmare, și au decis să facă un making-of, după tot ce se... nu știu ce proiect era. Era un oricum de succes. Lacrimi de iubire, mi se pare că... Și am aflat destul de târziu că eu sunt vedeta principală acolo, că tot... și am ajuns peste noapte, am început să mă cheme, să mă... Mie, în general, rușine să spun nu oamenilor, pentru că nu vreau, nu-mi place să blocheze această energie. Da, și cine, am început să dau interviuri să peste tot. Să vorbească mai bine și să și producă... când nunta mea a ajuns lider de audiență, am înțeles că nu mai ies din hora asta prea curând. Zic, e deci, clar, acum toată lumea o să tragă de mine și la un moment dat le-am spus, băi, opriți-vă, că nu, e, deja mă scoate din minte. Nici măcar în timpul liber nu mai puteam să fiu eu și mă frustra chestia asta. Adică un pic de intimitate chiar aveam nevoie, știi? Am stăm să ne pozăm și toți copiii gândesc, adică și copilul gândesc maternitate, era, știu, dacă și m-am oprit. Dacă veți primi oferte de afară, să spunem, ați da curs? Oricând, la orice, nu zic, nu, să fie proiectul interesant. Vă plac provocările? De... Întotdeauna. Întotdeauna mă uit, îmi place, nu zic, nu, ne uităm. Dacă am simțit potențial de succes acolo, că nu va fi că acum am... un pic de experiență și expertiză, deși eu nu sunt om experienței. În meseria mea eu consider că experiența te poate ucide, adică de fiecare dată, degeaba Pacino, după ce face un mare rol, se duce și stă cu studenții, cot la cot, că trebuie să uite ce a făcut. Și eu de la zero, frământarea aia, de la început, cum facem aici, să te reinventezi, pentru altfel ajungi să faci același lucru. Dar chiar dintre mari și actori, nu mai surprinzi. Cine e preferatul dumneavoastră? Aveți un actor care... Multă vreme a fost Malkovich, eram... disperat așa de simplitate, de forța, de energie, de fapt, cum gestionale. Eram nebunii după Malkovich. După aceea Pacino, dar nu, niciodată n-am avut preferați, pentru că așa și Russell Crowe, Beautiful Mind, mi-a schimbat complet optica. Da. Optica și foarte mulți, adică, na, de sunt în viața asta sunt momentele fiecăruia, momente și momente. Eu nu pot zic, ăla e preferatul meu, pentru că ăla face bine odată, ăla mai puțin bine a doua oară. Dar oameni care, na, trebuie să acordăm șanse tuturor. Chiar am urmărit-o și pe Meryl Streep, poate să joace ființa asta orice. La Anthony Hopkins, mulți actori. Și de la noi am văzut actori geniali, realmente, pe scena de teatru. Și avem... Aveți un proiect care va urma după Ghidul? Aveam proiecte, eu setasem cumva, că într-un fel sau altul, eu am un scenariu, l-am scris cu Radu Gabriel, unul din actorii, nu știți cine e Radu Gabriel, clar, da. Clar. Am un proiect la care lucrez de mai bine de 30 de ani de zile, atâta l-am ticlit până la urmă, l-am pierdut, a crăpat calculatorul, n-am mai putut să recuperez, zic, e un semn și tot așa, e după un Cehov, e o dramatizare, după Ursul Cehov. Acum e într-o fază finală și nu mai vreau să schimb nicio virgulă, mi se pare, și într-un fel sau altul, eu prin tot ceea ce fac mă îndrept către acel proiect. Deci ala... Iurea Luncașu nu mai poate fi deturnat. Între timp s-au scris foarte multe, doar că, repet, prima dată m-am jucat de filmul independent și bine am făcut, pentru că am văzut ce nu trebuie făcut în industrie, nu știam nimic despre zona independentă. Și am făcut acel Tudo, da? Era simplu, un actor care zice în sălbăticie, căuta o sălbatică. Bun. În mod ironic, filmul nu a fost de succes așa cum am fost eu obișnuit cu toate producțiile, sau aproape cu toate producțiile. Asta v-a trezit puțin la realitate sau ce am să... Nu m-a trezit, da. Asta spun, în mod ironic am învățat ce nu trebuie făcut când faci un film. Aia, în primul, multe lucruri, adică cu ocazia lui Tudo s-au întâmplat cam toate. Adică tot de ce trebuie să țin cont. Și la Ghinionistul am venit deja cu lecția învățată. Adică aici trebuie să facem, trebuie să... Și l-am făcut ca la carte. Deci numai va fi un succes de box office, nu? Cum ne place nouă să spunem. Așa vreau, asta îmi doresc, pentru că asta o să-mi asigure mie cumva continuitate. Și eu îmi doresc, la un moment dat, să ajung la bugetele alea, să nu mai nebunim oameni, să-i dăm peste cap. Mă simt atât de prost față de Andreea, spre exemplu, de la Gastov. Ea a venit cu toată energia ei, ne-a oferit orice, dar, repet, e o limită în toate, adică nu poți să fii generos. Iar de fiecare dată zic, bă, nu vă simt, bă, la mine e, bă, hai să ne ajutăm, hai să facem film, că e vorba despre noi, despre orice. Dar eu nu mai vreau să, cum să fiu, aproape, ca aș spune, șarlatan sentimental, așa, facem filme și știți, hai veniți, lăsați, tot veniți, fără... Nu mi se pare că... Sunteți un tip atât de franc și de sincer, mă frapați cu... Altfel nu știu să fiu. Da, alții și... ar spune, domne, asta e, ne-am făcut treaba, dacă v-a plăcut, nu.
ura și la gara. M-am legat atât de mult de sentimental, în primul de loc, și de oameni, da? Nu de mult, apropo că lucrez, am făcut ultimul clip Valcul, Smiley, nu știu dacă ați apucat să-l vedeți, și l-am auzit pe Andrei spunând la o moment calitatea vieții. Chestia asta cu calitatea vieții am auzit-o și la Nelu, am auzit-o la foarte multă lume, calitatea vieții, calitatea vieții, nu știu cum. Și pe Smiley am auzit și am zis, băi, calitatea vieții în primul și în primul rând este dată de oameni. Și m-a pus pe gânduri replica asta și am zis, bă, să știi că așa este. Smiley a zis. Smiley, dar are momente așa de profunzime. Este un tip extraordinar. Omul este ceva... E un tip fabulos. El este un tip fabulos și funcționează intuitiv foarte bine. E un vizionar. Se aruncă, face lucruri și trage oamenii după el. E într-o... Da, ca mare artist, nu? Până la urmă. Că... Sigur. Și se vede. El a... clădit totuși imperiul ăsta HHH Production cu oameni, a adus oameni valoroși, nu știu, și de când am început să colaborez cu ei, m-am lipit așa ca timbru de scrisoare, așa, de oameni, pentru că e ceva în aer acolo, e o energie pe care tu o cauți. Da. Și asta spun, m-am legat atât de sentimental, le spuneam astăzi, zic, domnule, de o săptămână simt că fac găuri în stomac. Și zic, am emoții, la un moment dat. Zic, doar nu sunt bolnav de ulcer, nu? La Reșița? De ce? De când a venit ultima oară la Reșița, eu acum o săptămână am fost aici, să mă asigur că o să fie totul bine la premieră, să facem teste de cinema și așa. Și zic, am emoții. Deci sunteți, până la urmă, un regizor și în ceea ce privește pregătirea unui eveniment de lansare. Asta înseamnă independență, faci cam tot. Faci cam tot, am o echipă în spate care se ocupă, dar la Reșița am vrut eu să fiu aproape, pentru că eu am început-o, eu trebuie să termin, adică să mă asigur de tot, de tot. Sigur că am asta înseamnă profesionalism, până la urmă. Da, și m-a atașat de oameni ăsta și mi-am dat seama de ce am emoții, pentru că n-am mai avut emoții din clasa 4, cum îmi place mie să spun. Am emoții pentru că nu vreau să-i dezamăgesc pe acești oameni. Pe toți, pe fiecare, toți cei care au participat la acest proiect numit Ghinionistul. Pentru că filmul ăsta s-a născut cu foarte multe întâmplări, iar eu nu cred în întâmplări. Eram în partea de postproducție și ce îmi rămăsese, avem un deadline, într-o lună trebuia să predau filmul, pentru că anumit distribuitorul, ei sunt o subdivizie al Warner și la ei lucrurile sunt foarte clare, trebuie să văd filmul înainte de a-l arunca în cinema, trebuie să-mi dau ok, așa e, funcționează lucrurile. Și aveam o lună în care trebuia să închid filmul, zic că am crăpat, mă, ce fac, că nu mai pot, nu știu cum, trag de oameni, dar bine. Mă duc să văd muzica, că lăsasem compozitorul foarte bun, Laurențiu Gondiu, foarte frumos, scris muzică de film, numai că el scria foarte bine în zona de Hans Zimmer, acolo era totul, Gladiatorul, zic, doamne, da, îmi plac temele tale, dar hai să ne oprim la două, trei chestii, arăt eu comedie, zic, eu am nevoie de influențe din zonă, zic, mai bănățene, mai nu știu cum, zic, nu vreau muzică bănățeană, să mă înțelegi, dar vreau cumva vibe-ul ăla de acolo, nu știu cum. Și când am ajuns să văd, în sfârșit, l-am lăsat să-și facă treaba, când am ajuns să văd filmul, mă uitam pe măsură ce unii care venise să vadă filmul pe acolo, când nu mai aveau răbdare, se amuzau de nu mai puteau și râdeau, eu cădeam tot din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Intrați în zona de depresie, regizorat. Pentru că mi-am dat seama că am 15% din film, maximum 15% din film, cu temele muzicale compuse. Muzică excelentă, repet, excelentă, dar pentru Gladiatorul. Da, da. Pentru epopei. Nu pentru Ghinionistul. N-aveam nicio treabă cu situațiile alea comice, n-aveam cum să ilustrez cu muzică. Și zic, ce fac? Sunt pe Șerban Cazan, care e un producător genial muzical de la HH Production. El produce mulți artiști din piața noastră. Și zic, Șerban, vreau să mă ajut. El știa de Ghinionistul, că... discutase la un moment și cu el, bă, ce bine ar fi ca House să-mi facă toată muzica filmului. Și zis, da, mi-ar plăcea, dar cum, cu timpul, cum așa, bine. Și acum zic, Șerban, vreau să mă întreb, zic, bă, știu, nu pot, bă, nu am timp, zic, stai, mă, ascultă. Și mă duc, mă văd cu el, zic, uite ce vreau să fac. Personajul meu principal este chitarist. Da, tare clasă. Bun. Eu vreau cel mai tare chitarist pe care mi-l poți aduce tu și recomanda. Ne ducem într-o seară în studio, eu îi povestesc stările personajului principal, iar ce poate să transmite chitara, zic, o va face el. Și nu vreau teme compuse, vreau improvizații. Bă, să uite la mine și zic, ești nebun, cum să facem chestia asta? Zic, uite așa cum vreau eu. Și bă, mi se pare genial, dar un pic așa, sinucigașă treaba. Zic, bă, mie asta îmi plac. N-am ce să-ți fac. Mie asta îmi plac, sinucigașă, ori tot, ori nimic. Asta e. Bine, zice. Îl aduce pe Marius Pop, vine Marius Pop. Când aud de chestia asta, mamă, ce challenge pentru mine, gata, mă bag. Care cânta cu Bănică, cu da, grămadă de artiști. Două secunde, imediat, ajungem și acolo. În fine, vine Marius Pop, îi poveste, da, și când ajungem în studio, Marius era o șoruie și totuși cam mult într-o noapte să terminăm totuși coloana vertebrală a unui film. Eu o fac, îmi place, repet, uite, mi s-a ridicat părul pe mine, ce idee de mentă, nu știu cum era.
Ia să facem o probă să zic cât de simplu e. Eu îți povestesc că n-am înunt. N-am în psihologia personajului, ce îi se întâmplă, la ce se gândește, starea lui interior, tot. Iar tu vei improviza pe tema asta și să vezi că tu, care ai muzica în sânge, o să faci o minune. Și da, sunt de acord. Și eu la întâmplare să facem o probă. Eu la întâmplare o secvență și era fix o dronă peste podul de fier de aici, din spatele teatrului, peste râu, așa. Și Marius, cum era cu chitara în mână, zice, băi, voi sunteți nebuni? Zice, asta e, eu aici m-am născut, pe strada asta m-am născut, asta e Reșița, nu? Deci mi s-a părut incredibil. Deci el e reșițean? Da, aia a fost, da. Incredibil, da, da. Și prieten foarte bun cu Cristi Iacab, da? Prieten foarte bun cu Cristi, uite mă, zic, Doamne, iartă-mă, Cristi care a venit, zic, el a făcut, ne-a da. Ajutat pe partea de chitară la film. Și, na, se leagă lucrurile în se leagă, asta. Se leagă. Și au fost multe întâmplări în asta. Da. Deci, domnule Lucașu, ce ne mai puteți spune despre distribuție, așa cum ați zis, una impresionantă, zice eu. Cine nu știe pe Diana Dumitrescu, a mai fost prezentă în producțiile pe care le-ați realizat, nu? Ia, a fost însă și regina. Dorian Popa, Rubi, Augustin Viziru, nume deja recunoscute în piața muzicală, acum iată și în domeniul filmului. Actorul principal... Vlad Logigan. Vlad Logigan. Ce, cum v-ați dat seama că el poate fi ghinionistul? Ce v-a transmis? Ce v-a trimis la el? Eu am avut casting pentru acest rol. Căutam un cuplu atipic. Dar urmăream ceva și mi-a fost destul de dificilă. Că de regulă eu când fac castingurile mă duc pe psihologia personajului, pe traseele personajului. Văd actorul care este nu cel mai aproape, dar care poate să ducă cel mai bine stările respective. Sau depinde, mai multe calități. Aici am făcut casting de-am înnebunit, aveam senzația că am găsit ce îmi trebuie, nu știu cum, și chiar alesesem la un moment dat pe cineva și eram nemulțumit, așa, pentru că nu mi se lega o imagine, o întâlnire între el și ea, zic, acolo era ceva greșit și mi-a apărut imaginea lui, a lui Vlad în cap, l-am sunat și zic, Vlad, ați mai colaborat cu el? Nu, niciodată. Niciodată? Nu, zic, Vlad, îți trimit un scenariu, vreau răspunsul pe loc. I-am trimis scenariu, într-o oră mi-a dat, da, ne vedem unde, ne vedem, hai mâine, la cocktail, da, îl facem. Mi-a plăcut și am zis, asta este, n-am mai stat la discuție. Gheorghe Visu? Cu Goie discutasem din timp, noi am lucrat foarte bine împreună și... Cum e greu, e ca și abordare, cum, mai să știți din toate punctele de vedere, cred că ați... Adică cu actorii ăștia care au atâta experiență, ăștia filme și teatru în spate, știi, poate să fie abordare, foarte dificil. Dacă ai o abordare profesionistă față de ei, sunt ca niște copii mici, pur și simplu. Ca niște copii mici. Am lucrat cu Dinică, care se știe despre Dinică, era crimă și pedeapsă să lucrez cu el. O personalitate puternică, un personaj în sine. Nu, dacă omul te-a simțit că tu știi ce faci și știi ce îi ceri, nu mai ai treabă, vine către tine, ei sunt oameni puternici, actori puternici, care au nevoie de siguranță. Adică ei nu-și permit la nivelul ăsta să vină cineva și să nu știe ce, stați un pic aici, trebuia parcă să stați, ba nu, nu trebuia să stați, să vă stați la masă. Și el atunci automat devine și nu mai au răbdarea aia de începător. Evident, na, sunt niște personalități puternice care, domnule, știi ce vrei, facem, nu pierd timpul. Și de multe ori pot părea aroganți, pot părea nesuferiți. Tinerii nu se sperie la interacțiunea cu tinerii actori, vorbesc. Nu mai sunt tinerii de altă dată, nu mai sunt aia cum eram noi de ne lipeam de pereți când trecea Beligan pe lângă noi și pleșinam 5 minute cel puțin, nu știam ce ni se întâmplă. Nu, e o altă generație, într-un fel sau altul mie îmi place noua generație. Nu că sunt impertinenți, ci pentru că sunt mult mai deschiși, nu au atâtea frici în ei. Ori noi nu avem nevoie de un alt om, de o altă societate, oameni mai întreprinzători. Păi și noi nu... ne-a erodat și sistemul de dinainte de 89. Avem Da, toate droburile, toate miorițele care au stat pe capul nostru ne-au marcat și ne-au făcut temători. Adică unii și alții care au avut curaj, s-au dus mai departe, s-au salvat ei, dar au avut accidente care par nefericite, dar de fapt au fost fericite în existența lor. Pentru că asta i-a călit și le-a dat încredere. Asta e tot ce... Și noi am fost cu Bățu, cu Moșniculae, cu toate fricile băgate și tu calci de așa jene, nu știu cum. Evident că îmi plac poveștile povestite de Iurie Darie sau de prima așa, Dumnezeu să-i odihnească pe toți că nu mai sunt printre noi așa. Dar chiar am... Stăteam topici și mă uiteam la poveștile lor când apărea Braca la Teatrul Național, cum stăteau și făceau, se aliniau în două rânduri drepte și acordau respect maestrului când venea. Îmi plac și poveștile astea.
Dar pe de altă parte, cum să spun eu, am fost atât de mult măcinați de frici, că despre asta este vorba. Nu. Și îmi place această societate care... Lipsită de frustrări a tinerilor de azi, nu? Pe mine Tabita Givoreanu m-a convins prin atitudinea ei. Când am văzut, da, eu vreau să ajung, nu, da, leșinat. Pe când l-a văzut pe visul, tăticule, ce faci? Băi, am stat multă vreme, mi se părea așa, oarecum, dubios ce face. Zic, bă, da, chiar așa, nu, și un mare actor. Goia a reacționat foarte franc, așa, i-a plăcut chestia asta, că e un om, așa... În general, rechinii mari vor pradă mare, nu știu cum să zic, că le trebuie, cum să spun, repere serioase așa. Și a intrat cu un firesc de-asta și într-un fel, unul din roluri era mai micuț, unul mai puternic și a zis, ok, bun, facem, dar trebuie să fiu eu sigur că nu se pierde. Zic, putem repeta oricând, dar dacă a venit maestru Visu, da, pe set, și eu văd pe faptul că o ia la vale, zic, eu ce să fac cu ea, nici nu am 7000 de ani să filmez, zic, totul e repede, bine... La, și când am avut-o pe Tabita, deci Tabita a un produs al Reșiței până la urmă, da, care s-a descurcat extraordinar. Ați mai luat Reșiței în care au făcut diverse partituri în... Am luat foarte multe, am luat destui actori, am descoperit o trupă foarte frumoasă aici, în frunte cu Dan Mirea la vremea respectivă. Și pentru mine a fost o bulă și mi s-a părut fabulos că pot să iau actori de aici, din foarte multe rațiuni și actori buni cu care am lucrat. Nu știu dacă, probabil ați fost și la emisiunea de la Radio Reșița. Personal vreau să vă mulțumesc că v-ați plecat asupra Reșiței. Mi-ați făcut un serviciu de imagine cum cred că nu știu cine ne-a mai făcut în ultimii 25 de ani. Chiar consider că e un lucru care merită amintit și de acum înainte cred că vă vom ține mult timp în minte. Eu sunt dispus să mă plec atenția asupra oamenilor care vin cu o energie foarte bună. Repet, și oamenii au contat enorm de mult. Și începând cu Nelu, pentru că de acolo a pornit toată istoria. Eu l-am... Deci primarului Nelu Popa, Ioan Popa, îi se datorează foarte mult din... Sigur că da, pentru că el a avut această viziune. Eu când i-am spus că vreau să fac un film, aici el a înțeles imediat ce înseamnă asta. Păi am tras de el, zic, hai să vorbim despre... Nu, nu am nevoie de publicitate, nu știu ce, și a zis foarte bine. Saint-Tropez, până să filmeze, lui definea acolo și el a marcat foarte bine. Știa ce s-a întâmplat. Era un sat de pescari. Asta a spus când a dat un interviu, după ce l-am convins eu că aș vrea să vorbească, să așa. Da, deși el e un tip volubil și da, chiar mă așteptam să-și dorească un pic, da, să iasă el în față. A știut, eu am căpătat încredere și întotdeauna e nevoie totuși de, cum să spun eu, de o autoritate, să fii sigur că, na, eu urma să aduc de la București de mai echipa, de mai vedetele, nu-mi permiteam să le aduc pe câmp undeva și stai că poate merge, poate nu. Și când l-am văzut cât de hotărât e și că vrea să facă chestia asta și a simțit imediat câte beneficii pot fi, adică în această colaborare, am zis gata, nici nu am mai avut nevoie de discuții. Eu cu Nelo mă tot chinui să mai vorbesc așa, zic, doamne, mai vorbim, mai am tot timpul, e pe primărie, la urmă, lasă, zic, nu mai, îl las să-și vadă de treburi și așa mai departe. Dar pentru simplu fapt că eu am simțit că el vrea să facă treabă, după aia a funcționat impecabil, eu m-am văzut de treabă, el s-a văzut de treabă. Ce imagine veți duce de acum înainte a Reșiței cu dumneavoastră? Toată lumea simte această energie și această vibrație a oamenilor care au venit cu entuziasm și toți vor vorbi despre asta. Toți vor vorbi despre această amintire, pentru că este genul ăla de proiect de care ți-aduce aminte cu... Că e genul ăla, cum să spun eu, e și proiectul ăla norocos, chiar dacă se cheamă Ghinionistul. De ce? Pentru că sunt foarte multe întâmplări și o poveste ușor incredibilă, care nu prea pare cu final fericit, și iată totuși că niște nebuni au învârtit o chestie și s-a terminat cu bine. Și iată că suntem astăzi în fața premierei. E nebunie mare, oamenii abia așteaptă. Premiera la Reșița. Înțeles că în 8 decembrie... Iar Reșița intră cu o săptămână înainte a tuturor cinematografelor. În 8 decembrie am văzut un promo și la nivel apropo național. De chestia asta, mie mi se pare un scenariu imposibil ăsta, ca la Reșița să intre cu o săptămână înainte. Când le-am povestit cum s-a făcut acest film distribuitorilor, care distribuitorii la rândul lor trebuie să aibă o relație foarte bună cu cinematografele și în special cu Cinema City, pentru că Cinema City deține, nu știu, să-mi dau cifre eronate, dar monopol din piață. Da. Și le-au spus această chestie, Cinema City a acceptat această chestie, au înțeles până, cum să spun, n-au mai avut domnule, noi suntem cine suntem și nu cum să intre la Reșița înaintea noastră sau o chestie genul ăsta. Vezi, energia asta s-a dus mai departe și toți au resimțit-o și zis, da, domnule, faceți-o. Veți merge cu premieră și în alte orașe? Da, în toate orașele. Păi noi avem pe 8 decembrie, că se lansează la nivel național. La București e pe 8 decembrie, da. Și din 8 decembrie începem să plecăm cu
cât mai multe vedete, că sunt destui care plecă în Cluj, Timișoara, Oral, adică peste tot. Are șanse, o să venim și aici în zonă. Are șanse și în rețele gen HBO sau eu știu genul ăsta de producție. Acum dumneavoastră știți. La HBO sincer mă îndoiesc. Sincer mă îndoiesc pentru că HBO știți ce tip de formate au acolo. Sunt foarte Cinemax aproape. Cinemax sau alte canale. Visăm frumos. Pe mine ce mă interesează să fie un produs de duminică realmente de o bună calitate, dar un produs de popcorn, un produs ca om să ducă acolo să râdă și să plece cu altă atmosferă. Nu ne cam lipsește chestia asta. M-a întrebat cineva, nu contează într-o zi, domnule, un haș, un sucum. Da, era un om din industrie, foarte important. Da. Zis, de ce, domnule, dumneavoastră, speța, ați făcut de succes, de ce nu merge cinematografia românească? Și am zis, păi, foarte simplu. Pentru că noi producem, din păcate, doar caviar. Când poporul este flămând, este complet greșit. Nu poți să te saturi cu caviar și nu-ți intră caviarul. Noi trebuie, nici bălării, nu vreau această politică. La noi sunt două extreme, de regulă. Da. Nu? Dacă nu merge aia, hai în partea aia. Noi nu știm, dar poveștile noastre, frumoase, despre idealiști, cum e la mine, unul care, domnule, să visează, de ce nu le facem pe asta? Cu umorul nostru, care este deosebit. Da. De ce nu spunem poveștile noastre? Și am făcut un pariu important, mă rog, la Cluj, la tip, am văzut două lojuri. Și m-am întâlnit cu Băguță, cu Doian, cu unul din actori și unii din cei care au produs filmul. Și îi spun, Dorian, zic, o să rupă ăsta. Zice, nu o să meargă, mă, o să vezi, e prea caragial, e prea, nu știu, nu, publicul vrea, da, băi, este greșit, publicul nu mai e ăla, scoateți-vă din cap chestia asta, că dacă publicul român era tâmpit, zic, niciodată nu s-ar fi uitat la Divertis. Hai să ne revenim. Divertis o a rupt piața asta și mă refer la formula aia de început. Da. Făceam un umor de foarte bună calitate. Nu mai spunem chestia asta. Și într-adevăr, m-am bucurat eu pentru această chestie. Am știut de la bun început. Două lozuri, aveau 27.000 de admisii. Era fabulos pentru un film independent. Iată o poveste. Mai o schiță după care aceea. Lumea se întoarce la umorul elitist. Nu mai are nevoie de umorul grobian care mi s-a propus simplu. în nu, umorul grobian merge pentru că la masă o să meargă. Dar, repet, este și datoria noastră. Este și datoria noastră din când în când să mai... Adică publicul civilizat iese puțin la suprafață, după ce a stat mult și a sedimentat. Zic, la noi, la generația din urmă, să-i spunem așa, în ADN au intrat, pentru că pe vremuri, pe vremea lui Ceaușescu cel puțin, nu existau. Ei se duceau la teatre, se duceau la film, citeau foarte mult și clar în ADN e o anumită cultură, da? Sunt schițele lui Barbu sau eu știu ce altceva. Zic, iar generația nouă deja are acces la informații de pe internet, unde văd serialele cele mai bine făcute, unde văd filmele cele mai bune. Nu mai putem să zicem, publicul nu mai e fără repere. Și zic, oricum trebuie să le dăm, au început să aprecieze lucrurile mai îndrăznețe, adică nu se mai mulțumesc chiar cu orice. Da, și nu mai e loc numai de zgură. Un pic cu curaj, asta e toată chestia. Și da, într-adevăr, avem probleme foarte mari în zona asta independentă, pentru că legislația nu ne ajută deloc, dar iată, căutăm soluții. Să facem și o să găsim până la urmă pârghiile să facem aceste producții independente care să genereze și taxe către stat și toate și toată lumea să... Un studio puternic mai avem la ora asta, mă refer cum era Sakia, unde să, cu interioare, cu... Deci nu cred că vor mai exista prea curând, pentru că altă dată finanțările erau uriașe, se duceau... S-a terminat cu bugetele ala Sergiu Nicolescu. Nu prea mai, adică greu de întreținut o asemenea hurduhie. Trebuie un film istoric ne-am mai permite la ora asta, nu e, da? E misiune imposibilă. Dacă noi o să ne permitem, când noi suntem amărâți și avem și o piață micuță. După ce că e micuță, na, s-a întâmplat cum s-a întâmplat și am pierdut-o și pe asta, da? Că ne bucurăm când vedem 100.000. Nu, noi suntem totuși 20 de milioane câți au plecat, rămas 20 de milioane, bun, 15 milioane, dom'le. Măcar 10% dacă ar veni, ar fi deja te-ai gândi nu la filme de factură istorică, de factură istorică, dar la filme sau la gladiator, sănătos. Nu, la e datoria ceva. Noastră, eu cel puțin consider că este de datoria acestei generații să căutăm poveștile noastre, folclorul nostru, să le transcriem, să le punem pe peliculă. Noi avem și avantajul ăsta că nu mai suntem obligați să facem pe peliculă, că altfel nu ne putem gândi la niciun film. Faptul că am avut succes la Cannes, nu, cu Mungiu, am avut... Ele trebuie făcute și asta spun. Asta îți asigură buget pentru producțiile ulterioare? Un succes din ăsta la nivel internațional? La succes, da, dar
Dar cât ține formula asta? Adică, domnule, am luat canul, am luat, sau am luat leu de aur, sau cât ține? Noi aici vorbim iarăși, mă întorc și spun de caviar, asta este de prestigiu. Repet, nu poți să trăiești doar cu caviar. De caviar e nevoie, adică, domnule, când ai venit să mănânci caviar, ești da, în ești high society, top. Da, acolo trebuie să fii și e bine. Adică noi ar trebui să le facem statut tuturor celor care au adus premii importante, da, Mungiu, dar... E o pleiadă de... Da, dar da, pe da, de altă parte, eu ce spun? Trebuie să apară și divizia aia care aduce publicul la publicul cinematograf. Autohton. Da. La revitalizează. Popor, da? Știi, chestia asta, înghesuitul ăsta filmului de artă într-un mall, nu aduce beneficii nimănui. Filmul de artă trebuie să ducă la cinematecă, cum era pe vremea. Eu când vreau pe vremea să văd Tarkovski, nu mă duceam la Victoria. Sau, da. Eu mă duceam la cinematecă. Sau la Elvira Popescu cel mult, sau când vreau să văd Căința la o ambulanță, să zice altceva. Nu mă duceam la cinematograf unde vedeai mărgelatul, repet, erau niște repere totuși. Dar, na. Mari actori care ați găsit în film ar trebui să se regăsească și în zona scenei, teatrului? Mă refer la faptul că sunt mari actori care... În continuare îi putem vedea și în teatru, adică ei trebuie să se regăsească pentru în mare dubla ipostază. Da, sigur că da, pentru mare parte din actorii noștri este mult mai importantă scândura, așa cum se vorbește în teatru, pentru că ei ca formație sunt actori de teatru și teatru generează profunzimea, maximum mola de performanță, nu știu cum să găsesc un cuvânt edificator. Teatru este baza. Eu provin de acolo și știu cum mă uitam eu ca actor de teatru la un actor de film. Îmi doream să fiu acolo, dar Biblia era pe scenă, scândura, live-ul ăla, jucat în fața publicului, aia era maestria, acolo era marea provocare. Și în continuare, teatru pentru toți actorii, pentru majoritatea actorilor, rămâne mult mai important pe planul de chiar dacă sunt salariile micuțe, chiar dacă nu știu cum, nu sunt poate aceleași beneficii ca în film. Dar tot teatrul rămâne adică bază. Dinică a jucat în producții importante, nu? Da, da. În filmografia românească, dar totuși pe scenă Dinică era uriaș. Da, dacă îi întrebai pe ei și eu am cunoscut și am vorbit cu ei, dacă îi întrebai, îți spuneau clar, teatru, nepotul lui Ramon, al lui Eslic, ei, astea erau valorile lor. Cu toate că Moraru, spre exemplu, îți aduce notorietatea. Cu mici excepții, da, el fără de mine, a fost, domnule, ce perioadă frumoasă, pentru că era subvenționat, era timp să le faceți cum trebuie, să așteptați să pună soarele unde vă trebuia, nu, hai, trage-mă oricum că nu mai avem bani. Sau dacă ne pică lumina, nu mai avem, nu mai putem. Ei lucrau la artă, aia era artă. La mare artă, cum se spune, nu? Și zic, cu filmul, zic, nu mi-a plăcut Moraru, nu mi-a plăcut filmul niciodată. Zic, dar de ce mai să nu v-a plăcut filmul niciodată? Și domnule, nu știu cum dracu scriau scenarii băieții ăștia, că eu întotdeauna trebuia să povestesc filmul în loc să joc cu partenerul meu. Zic, cum adică? Păi cum să-i spun eu, o, tu, Varvara, soția mea de 30 de ani. Dar ce m-am tâmpit să-i spun chestia asta, ce eu nu știu că-s de 30 de ani cu ea? Eu povesteam telespectatorului, nu știu, și era cumva nefiresc, așa, cum să spun eu, era surprinzător pentru ei, adică era ceva nefiresc în dialogul ăla să povestească. Da, poate unii chiar nu au depășit bariera asta dintre teatru și film. Au făcut filmul pentru că, până la urmă, le aducea ceva în plus. Teatru rămâne baza, mirosul scândurii și așa, e altceva acolo. E ca pentru un mare cântăreț. Da, facem videoclipuri, e nevoie de ele, dar tot live-ul, când îi auzi vibrația, când toată lumea, un cor strigă numele tău și cât îți fredonează melodiile, se schimbă starea ta. Adică, aia expresia nu poți înlocui cu nimic. Evident că și un clip și un clip îți dă emoție și uite, mult mai multe vizualizări. 50, noi am ajuns să avem artiști care au 50 de milioane de vizualizări. Nu, și mai mult, au 100 de milioane. Da. Dar pentru ei concertul e. Veți fi în zona în care veți simți emulația publicului, vibrația lui. E important pentru regizorul Luncașu această stare? Este extrem de important pentru că întotdeauna, actor fiind la bază și făcând o facultate în sensul ăsta, m-am întrebat așa, zic, domnule, în orice altă meserie există un demers profesional. Lungarul știe, domnule, până să mă apuc să fac șuruburi, eu trebuie să respect anumite norme, trebuie să nu bag nu știu ce în priză, trebuie să pun mănuși, că altfel s-ar putea să ia asta mănuși și protecțiile alea, că altfel o să mă ia strună. Zic, dar eu de ce fac meseria asta? M-am întrebat de foarte mult, de ce o fac? Și pentru că nu se explică cumva sau pentru că cineva, de multe ori te trezești că m-am auzit la masă, eu o fac pentru mine. Și când auzim genul ăsta de replică, zic, dacă o faci pentru tine, iată-mă, de ce te mai faci păstădura? De ce vrei în fața publicului? O faci pentru tine, joacă în bucătărie, nu are efect.
Eu dintotdeauna am vrut să fac treaba asta pentru public. Pentru mine contează enorm de mult răspunsul publicului. Că, într-un fel sau altul, aia este, cum să spun eu, mulțumirea mea, aplauzele. Dacă omul zice, da, domnule, efortul n-a fost în zadar, dar așa că m-am simțit eu bine că am făcut un film, eu n-am nevoie, că în capul meu filmele arată genial, am și buget în capul meu, arată, vin cu elicopteri, uite, arată mult mai bine filmele în capul meu decât în realitate, din păcate, că na, trăim vremurile pe care le trăim. Și atunci, repet, mâine, nu știu, pentru că, repet, acum pentru că m-am atașat, vă spuneam că am emoții. Apropo de văzut lumea de sus, ați fost cu elicopterul să vedeți puțin văliugul, semenicul, ați apucat? Nu, dar nu pot imagina, bănuiesc că e ceva spectaculos. Am mai ridicat o dronă pe aici pe acolo când am filmat și se vede frumos, da. Da. Și am emoții și am dorința asta să fi meritat efortul ăsta, adică îmi doresc foarte mult ca publicul să plece zâmbind de acolo, da, domnule. Și atunci, cum să spun eu, să nu-mi pese pur și simplu de toată tăvăleala prin care am trecut, munca asta, faptul că de unul singur aproape sau cu ajutorul celuilalt producător am tras la filmul ăsta de nu știu ochii din cap și tot așa. Domnul Lucașu, nu vreau să profit mai mult de prezența dumneavoastră pentru că deja simt că am abuzat la un program atât de riguros pe care îl aveți în aceste zile. Întocmit, vreau să vă mulțumesc pentru efortul, sacrificiul pe care l-ați depus pentru realizarea filmului, pentru că ați ales Reșița încă o dată. Eu, ca reșițean, mă simt obligat și vreau să vă mulțumesc în mod special pentru ce ați făcut pentru noi, pentru reșițeni, pentru cei din Caraș. Și vă doresc din suflet mult succes, să aveți parte de tot ce e mai bun și să auzim de reușite, dacă s-ar putea și pe plan internațional, cu Iura Lucașu. Eu sper să auzim lucruri frumoase în continuare despre filmele pe care le veți realiza în continuare. Mulțumesc frumos! Eu îmi doresc din suflet să mă reîntorc cu un alt proiect. De data asta trebuie să vină de la mine totul. Abia aștept acest moment ca să încununăm cumva și să fie cumva reciprocă toată povestea asta. Abia aștept să mă întorc oricum pe meleagurile astea, să spunem așa, generic. Vă mulțumim mult de tot! Și eu! Toate cele bune! Ca mașina undeva la dracu, ai rupt-o și cu ea că a plecat cu altul. Și pare cea mai proastă comedie, ai rămas fără portofel și fără baterie. Curierul ți-a rătăcit din ocoletul, ai câștigat la loto, dar ai pierdut biletul. De ce ție? Te întreb câteodată, când vezi din nou cafeaua pe cămașa preferată. Să mai întâmplă să nu poți să ador, și atunci o iei pe jos printre vise. Și câteodată auzi cuvinte ce dor, cum bas la ușile închise. Ghinionist, tristul fericit, obișnuit cu probleme peripit. Tu sigur ai lipsit când norocul s-a împărțit. Ghinionist, trist și fericit, obișnuit cu probleme peripit. Și vrei să-ți spună cineva de ce plouă iar deasupra ta. Când inima la tine iarnă niciodată vară, și iar te întreb cine-i vinovat, că totul în viața ta e atât de complicat. Obișnuit, plictisit de rutină, când zilele senine nu mai vor să vină. Și-ai da orice pe un gram de soare, să-ți lumineze toate nopțile amare. Să mai întâmplă să nu pot să ador, și atunci o iei pe jos printre vise. Și câteodată auzi cuvinte ce dor, când las la ușile închise. Ghinionist, tristul fericit, obișnuit cu probleme peripit. Tu sigur ai lipsit când norocul s-a împărțit. Ghinionist, trist și fericit, obișnuit cu probleme peripit. Și vrei să-ți spună cineva de ce plouă iar deasupra ta.